Simona Halep nu se grăbește să-și dovedească nevinovăția în scandalul de dopaj. Deși a fost suspendată provizoriu, sportiva nu a depus încă nicio contestație la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Avocații jucătoarei de tenis spun însă că vor face și acest pas în viitor. Cariera sportivă a Simonei Halep atârnă de un fir de ață după ce a fost depistată pozitiv cu o substanță interzisă la US Open. Deși poate contesta rezultatele și să-și dovedească nevinovăția, se pare că sportiva nu s-a grăbit încă să depună vreo contestație la tribunalul de arbitraj sportiv. Conform jurnaliștilor de la ProTV, atât TAS cât și avocatul jucătoarei de tenis au confirmat că până în prezent nu a fost depusă nicio contestație. Apelul la TAS este o fază ulterioară celei în care ne aflăm noi acum. Mai sunt niște etape intermediare și acestea se vor parcurge înainte de tas. Au transmis reprezentanții legalei Simonei Halep. Jucătoarea de tenis a fost informată că a picat testul antidoping la US Open 2022 pe 7 octombrie, iar acum se pregătește să-și susțină nevinovăția în fața instanței. În funcție de probele care vor fi aduse, decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne va rămâne definitivă. Până acum Simona Halep a fost suspendată provizoriu, însă riscă să piardă tot ce a construit până acum, pe lângă o suspendare de la 2 la 4 ani, dacă își va relua. Activitatea pe terenul de tenis va fi nevoită să o ia de la capăt cu cariera sa, iar toate rezultatele sale de până acum vor fi șterse. În funcție de pedepsa primită, Halep va putea juca doar în turnee mici încă să scape fără nicio sancțiune sunt improbabile. Protocoalele sunt foarte stricte în aceste cazuri, iar medicamentele care pot ieși pozitiv la testul antidoping sunt administrate exclusiv în cazuri de urgență medicală în care viața sportivului e pusă în pericol.